istorie mâine? Eu vreau să... Eu zic că da, avem nevoie de victorie. Suntem într-o situație în clasament în care trebuie să adunăm cât mai multe puncte și o victorie ar fi binevenită. Cum vezi echipa din Sibiu? O echipă destul de periculoasă. Echipa care a jucat finala cupei, care nu e foarte mult schimbată și trebuie să avem mare grijă. Față de anii trecuți, echipele astea care au venit din Liga a doua mai puternice și Călărașul, 12 puncte, nu? 12. Da, au avut rezultate bune în acest început de campionat. Campionatul este unul echilibrat și nu putem spune că nu există favorite înainte de meciuri. Dar s-a echilibrat spre bine sau în jos? Nu știu ce să zic, nu vreau să-mi dau părere. Mâine crezi că la meci cu Bosnia Naționale, stadionul plin, frumoasă atmosferă pentru. Da. Va fi mâine? Păi sperăm să fie tot, cât mai multă lume și la noi. Acum depinde de oameni dacă vor să vadă acest meci, dar eu zic că vor veni destui. Da, situația în clasament nu este prea bună pentru noi. Vrem să acumulăm cât mai multe puncte și cât mai repede. Mâine întâlnim o echipă foarte bună din punctul meu de vedere, chiar dacă este o nouă promovată, ca o echipă omogenă. Cred că sunt foarte mulți jucători care au jucat și în Liga a doua. Dar noi trebuie să ne facem jocul nostru și să încununăm cu o victorie mâine. Ținând cont de poziția din clasament, acum sistemul ăsta cu play-off, play-out, pare mai ok pentru viitorul, pentru noi. Avem mai multe șanse. Dacă era sezon regulat, greu să recuperezi. Da, noi nu contează ce este, chiar dacă e cu play-off sau cu play-out. Noi, obiectivul nostru este să intrăm în primele șase și asta putem să o facem numai prin acumularea punctelor și asta să o facem cât mai repede.